Salut! Sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou tutorial de Origami 3D. În acest tutorial vom continua seria noastră cu personaje din serialul Stranger Things și astăzi am să vă arăt cel de-al treilea personaj din serie, și anume Will, care arată așa, da? și fără prea multe alte introduceri pentru că nu are rost să zăbovim, haideți să trecem și la tutorialul personajului. Ok. Pentru a începe acest model vom porni de la această bază pe care am menționat-o în tutorialul precedent, cel cu Mike. Și dacă l-ați urmărit cu atenție, v-am spus că de acum încolo vom folosi această bază pentru fiecare model Stranger Things în parte, da? Dacă nu ați văzut acel videoclip, vă recomand să-l vizionați, să construiți această bază și apoi să reveniți aici pentru a face acest model, da? Și vom începe prin a adăuga în aceste spații libere două piese albastre și apoi vom adăuga un rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok, și acum pe margini vom avea câte o piesă neagră pe fiecare parte. Apoi, deasupra acestor două piese albastre vom pune încă două piese albastre. Și apoi încă una lângă ele, în acest spațiu liber de aici. Apoi în stânga acestor piese albastre vom avea o piesă neagră, apoi o piesă albastră, apoi încă o piesă neagră, iar în acest spațiu liber vom avea trei piese gri. Exact așa, și apoi vom pune un rând de piese albe cu spatele deasupra acum aici în dreapta vom adăuga încă două piese albe puse cu spatele și pe prima o vom adăuga cu buzunar liber astfel, iar pe cealaltă pur și simplu o vom ține cu degetele aici lângă ea și aici vom pune deasupra trei piese negre normale, da? cu mare, mare atenție. Exact așa, apoi piesa aceasta din stânga o vom scoate, iar deasupra acestor trei piese gri Vom pune trei piese negre. Acum, restul spațiului de aici îl vom umple cu piese albastre și apoi vom adoga încă un rând de piese albe cu spatele deasupra. Bun, și acum pe fiecare parte vom adoga câte o piesă albă cu spatele și cu buzunar liber. Apoi, pe fiecare parte tot așa, vom adoga de data aceasta o piesă neagră normală și cu buzunar liber. Apoi, pornind din dreapta, vom avea lângă piesa neagră două piese bej. Și apoi, lângă acestea vom avea o piesă neagră, apoi două piese roșii. Apoi trei piese gri. Apoi încă două piese roșii lângă cele gri după aceea o piesă neagră și apoi încă o piesă bej în spațiul rămas liber. Da? Și acum tot așa vom adăuga deasupra un rând de piese albe puse cu spatele. Okay. și acum în partea stângă vom adăuga iarăși o piesă albă cu buzunar liber. După care pe margini avem bineînțeles piese negre. În stânga una cu buzunar liber. Iar în partea dreaptă una normală. Exact așa. Și apoi vom mai avea o piesă neagră deasupra celei de aici, de lângă piesele bej, și încă una deasupra celeilalte de mai devreme din rândul precedent. Da? Exact așa. Apoi în centru vom avea piese roșii peste piese roșii, piese gri peste piese gri și piese bej peste piese bej. Exact așa. Iar acum în spațiul acesta rămas liber de aici. Deasupra piesei bej vom pune o piesă gri și lângă aceasta o piesă bej. Și acum adăugăm o rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok. Acum de pe fiecare parte vom scoate câte o piesă albă astfel. Și aici în centru, deasupra pieselor gri vom adăuga tot trei piese gri. Iar deasupra pieselor roșii vom adăuga de data aceasta piese galbene. Apoi, deasupra pieselor negre, de lângă piesele galbene, vom adăuga tot piese negre. Pardon, gri. Vom adăuga două piese gri lângă piesele galbene, pe fiecare parte. Și apoi, la final, pe margini, vom avea câte o piesă neagră. Astfel, și acum adăugăm un rând de piese albe cu spatele deasupra. Bun, încă o dată, de pe margini vom scoate câte o piesă albă astfel și tot pe margini vom adăuga piese negre normale. Apoi, lângă fiecare piesă neagră, vom adăuga trei piese roșii și în centru aici vom avea piese gri. Ok, și acum vom adăuga un rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok, acum, tot așa de pe margine, vom scoate fiecare piesă albă, câte una pe fiecare parte, și o vom înlocui cu una neagră. Apoi, lângă fiecare piesă neagră, vom adăuga câte o piesă roșie. Și lângă fiecare piesă roșie, vom adăuga câte două piese negre. Iar apoi în spațiul acesta liber din centru vom pune o piesă bej și acum adăugăm un rând de piese albe cu spatele deasupra. Bun, acum tot așa vom scoate câte o piesă albă de pe fiecare parte și o vom înlocui cu una neagră. Iar în spațiul rămas liber dintre cele două piese negre vom adăuga piese bej, după care adăugăm un rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok! Acum, pe fiecare parte vom proceda în felul următor, și anume vom adăuga mai întâi o piesă albă cu buzunar liber, și apoi încă una lângă aceasta, dar o vom ține aici cu mare atenție, pentru că nu e atașată de nimic, și deasupra acestor două piese vom pune două piese negre, da? Cea din urmă fiind cu buzunar liber. Exact așa, da? Și repetăm același procedeu și în partea cealaltă. Adăugăm mai întâi piesa albă cu buzunar liber, apoi pe cealaltă de lângă ea și apoi două piese negre, dintre care una este cu buzunar liber. Apoi lângă fiecare set de piese negre vom avea două piese bej și apoi trei piese negre aici în centru. Bun, și acum vom adăuga o rând de piese albe cu spatele, inclusiv piese albe cu buzunar liber, adică și pe margine. Ok, și acum pe margine vom avea piese negre cu buzunar liber, câte una pe fiecare parte, apoi lângă fiecare piesă neagră vom avea o piesă maro și apoi în tot spațiul acesta rămas liber în centru vom adăuga piese bej. După aceea vom adăuga, bineînțeles, un rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok. Acum, pe margine, vom adăuga câte o piesă neagră pe fiecare parte. Și apoi, în tot spațiul acesta rămas liber din centru, vom adăuga piese bej și apoi un rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok. Acum, pe margini, bineînțeles, vom adăuga piese negre. Apoi, lângă fiecare piesă neagră, vom adăuga o piesă maro. Apoi, lângă fiecare piesă maro, vom adăuga două piese bej. Apoi, câte o piesă neagră, lângă cele bej. Și apoi, aici, în centru, vom adăuga trei piese bej. Bun, și acum deasupra vom adăuga un rând de piese albe puse cu spatele. Ok. Acum, deasupra fiecarei piese negre din rândul anterior, vom adăuga o piesă neagră. Apoi, lângă fiecare piesă neagră din margine, vom adăuga două piese maro. Și apoi spațiile acestea libere le vom umple cu piese beige. După aceea vom adăuga, bineînțeles, un rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok. Acum pe margine vom avea cât o piesă neagră pe fiecare parte, iar apoi tot restul rândului, adică aici în centru, va fi format din piese maro. După aceea vom adăuga un rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok, și acum vom repeta rândul de mai devreme, adică pe margini vom avea piese negre, iar în centru și în restul rândului vom avea piese maro. După aceea adăugăm un rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok, acum vom scoate câte o piesă albă de pe fiecare parte și o vom înlocui cu una neagră. Iar apoi toată zona aceasta dintre piesele negre o vom umple cu maro, după care tot așa adăugăm un rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok. Pentru o ultimă dată vom scoate piesele albe de pe margine și le vom înlocui cu piese negre. Apoi toată zona aceasta de aici o vom umple cu piese maro. Ok, și acum deasupra pieselor maro vom aduga piese albe puse cu spatele. După care vom aduga un rând normal de piese negre, bineînțeles tot așa deasupra pieselor maro. Și apoi modelul nostru va fi gata. Ok, și la final modelul nostru va arăta așa și va fi complet. Da? Am finalizat cu succes încă un personaj din seria noastră cu Stranger Things și anume Will. Și, de asemenea, am completat jumătate din serie deja, pentru că acesta a fost cel de-al treilea personaj, iar noi, în total, avem șase, da? Și sper că v-a plăcut și acest model. Nu uitați să fiți la curent cu restul tutorialelor, pentru că vor urma și ce alte personaje, bineînțeles, da? Dar, în momentan, cam atât și cu acest tutorial. Sper că v-a plăcut, sper că v-a ieșit, dacă l-ați încercat. Și dacă aveți vreo sugestie sau vreo nelămurire în legătură cu acest model, nu ezitați să lăsați un comentariu mai jos. Like, share, subscribe și ne auzim în următoarele tutoriale. Salut!